Dimineața, da, stimați consilieri locali, estimat, prin ordinul prefectului județului Bacău 364, se convoacă în ședință de construire a Consiliului Local al Comunei Pârjol, astăzi, data de 24 octombrie 2020, așa, fac prezența tuturor consilierilor, domnul Pușcașu Neculai, prezent. Roșu Matei, prezent. Gogoiță Florin, prezent. Da, a semnat convocatorul, da. Domnul Narcis Gitarus, reprezentantul Bacău, va prezenta, va conduce ședința de constituire a Consiliului Local. Bună ziua, vă rugăm asistența în picioare, informarea unui de stat. Prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 364, din 23/10/2020, a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Pârjol pentru data de 24/10/2020, ora 10. Întrucât din numărul total de 15 consilieri stabilit prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 225, din 14/7/2020, pentru Consiliul Local al Comunei Pârjol, au fost validate mandatele unui număr de 15 consilieri, sunt astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea și desfășurarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Din numărul total de 15 consilieri, ale căror mandate au fost validate de către Judecătoria Moinești, sunt prezenți un număr de 15 consilieri. Sunt toți, da? Da, da. La ședința legal constituită participă primarul, a cărei alegere a fost validată, domnul Vasile Lupu, a cărei procedură de validare a mandatului a fost finalizată în Camera de Consiliu a Judecătoriei Moinești. De asemenea, la lucrările acestei ședințe participă un număr de invitați. Scopul ședinței este constituirea Consiliului Local al Comunei Pârjol și depunerea jurământului de către primarul Comunei Pârjol, urmare a alegerilor autorităților publice locale din 27/9/2020. În conformitate cu prevederile articolului 116, alineatul 4, din Ordonanța de Guvern, numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței privind ceremonia de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. Din datele puse la dispoziție rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Nistor Neculai, născut la data de 20/9/1953, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt domnii consilier Irinel Pășescu, născut la data de 27/6/1980, și domnul consilier Marcel Laslău, născut la data de 14 ianuarie 1979. Deja sunt invitați alături de mine. Domnule președinte, vă rugăm să te luați. Vă mulțumim pentru încrederea acordată și vă garantăm că ne vom folosi de toată priceperea noastră și împreună cu colegii mei cei mai tineri vom conduce lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Pârjol în conformitate cu prevederile legale. Dau o citire ordine de zi. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de Judecătoria Moinești în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Pârjol. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Pârjol. Cu permisiunea dumneavoastră, vom trece la primul punct. Depunerea jurământului de credință de către consilierii locali, declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de Judecătoria Moinești în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Pârjol. Și rog pe doamna Spătar Margareta, secretar general al Comunei, să prezinte încheierea pronunțată de Judecătoria Moinești prin care sunt validate mandatele consilierilor locali, declarați aleși. Așa. Prin cererea înregistrată la rolul Judecătoriei Moinești, data de 20... Numai dispozitivul. Da, da. Au fost validați un număr de 15 consilieri și o să dau curs hotărârii. Admite cererea având ca obiect validare mandat consilier, formulată de secretarul general al Comunei Pârjol, cu sediul în Comuna Pârjol, județul Bacău. În temeiul articolului 114 din Ordonanța Guvernului nr. 57 din 2019 validează mandatele candidaților Pușcașu Neculai, Roșu Matei, Bogdan Ceasorin, Pârcaru Otilia, Bucostu Daniela, Scorțanu Maria, Rutianu Lora, Olaru Dore, aleși pe lista Partidului Național Liberal, Borto Iosif, Pășescu Irinel, Dogariu Ionel, Laslău Marcel, aleși pe lista Partidului Social Democrat, Corunceanu Alexandru, ales pe lista Partidului Mișcare Populară, Bilibociu Țica Elena, aleasă pe lista Partidului Uniunea Salvat România, Nistor Neculai, ales pe lista Partidului Pro-România, în funcția de consilier locale ai Comunei Pârjol, județul Bacău, ia Călucu Vasile, de pe lista Partidului Național Liberal, Biliboc Reu și Măruceanu-Petruța, de pe lista Uniunea Salvat România, au renunțat la funcția de consilier. Invalidează mandatele candidaților Adam Dumitru, de pe lista Partidului Social Democrat, și Stoican Nicolae, de pe lista Partidului Mișcare Populară. Prezentă se comunică secretarului general al Comunei Pârjol, prefectului județului Bacău și candidaților ale căror mandate au fost invalidate. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părții de către prezentanță. Acum vreau să invit toți consilierii, nu toți consilierii, pe rând, să depune jurământul, da? În ordinea stabilită, da. Doamna Bilibociu Elena. Da, vreau să depune. Da. Doamna așa. Da. Vă rog. Mâna dreaptă pe Biblie. Mâna dreaptă pe Biblie și Constituție și jurământul citit. Da. Subsemnată Bilibociu Țica Elena, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Pârjol, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârjol. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Dublu exemplar. Mie și un exemplar rămâne la dumneavoastră. Da, domnul Borto Iosif. Domnul Borto, nu numai jurământul citiți. Subsemnatul și jur, nu trebuie toată lumea aia cu ordonanța. Subsemnatul Borto Iosif, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Pârjol, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârjol. Așa să mă ajute Dumnezeu. Da, Bucostu Daniela. Nu te exemplar. Subsemnata Gogoiță Daniela, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Pârjol, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârjol. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Dogariu Ionel. Subsemnatul Dogariu Ionel, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Pârjol, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 116 din Ordonanța de Urgență nr. 57, jur să respect Constituția și legile țării și să fac o bună credință tot ceea ce sunt puterile și priceperea mea pentru binele tuturor Pârjol. Așa se numește Dumnezeu. Gogoiță Florin. Gogoiță Florin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârjol. Așa să ne ajute Dumnezeu. Corunceanu Alexandru. Da, mulțumesc. Că mai aveam de completat o treburi aici și le zicem în ședința următoare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru locuitorii Comunei Pârjol, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârjol. Așa să mă ajute Dumnezeu. Subsemnatul Nistor Neculai, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Pârjol, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență 57/2019 și privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârjol. Așa se mai ajute Dumnezeu. Astăzi, 24. vorba că sunt eu fac și așa și așa. Olaru Dore. Așa. Un exemplar de să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce este în putere și în pricepere mea pentru binele lucrurilor comune tuturor. Așa să ne ajute Dumnezeu. Da. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ce-mi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorii comunei cu jur. Așa să ajute Dumnezeu. Rutianu Lora. Mâna pe Constituție. Mâna pe Constituție. Al Comunei Pârjol. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârjol. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Pucaru. Subsemnata Pârcaru Otilia, cadrul Consiliului Local al Comunei Pârjol, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârjol, așa să-mi ajute Dumnezeu. Da. Roșu Matei. Subsemnatul Pușcașu Neculai, considerând în cadrul Consiliului Local al Comunei Pârjol, județul Bacău, în conformitate cu prevederea articolului 107 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind contul administrativ cu modificări și completări ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru bine locuitorilor Comunei Pârjol. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Este Scorțanu. Subsemnatul Roșu Matei, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârjol, așa să ne ajute Dumnezeu. Subsemnata Scorțanu Maria, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Pârjol, județul Bacău, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârjol. Asta să-mi ajute Dumnezeu. Aș dori să urez activitatea erotică în slujba comunității care ne-a acordat întreaga încredere. Dau cuvântul domnului subprefect Narcis Gitarus pentru a prezenta. Potrivit articolului 118 alineatul 1 din Ordonanța de Guvern nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificare și completare ulterioare, Consiliul Local este constituit dacă numărul consilierilor local care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local stabilit pentru Consiliul Local al Comunei Pârjol. Deoarece au depus jurământul un număr de 15 consilieri, Consiliul Local al Comunei Pârjol este constituit. În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. Vă rog să-mi permiteți să trecem la punctul 2 al ordinii de zi, depunerea jurământului de către primarul Comunei Pârjol. Judecătoria Moinești, secția civilă, a validat prin încheierea numărul 35/2020, pronunțat în dosarul 3515/28/260/2020, având ca obiect validare primar alegerea domnului Vasile Lupu în funcție de primar al Comunei Pârjol, județul Bacău. Invit pe domnul consilier Irinel Pășescu, domnul suprafectați. Lege se hotărăște. Validează alegerea domnului Lupu Vasile din partea Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al Comunei Pârjol, județul Bacău. Dispune comunicarea prezentei hotărâri din instituției prefectului județul Bacău și Consiliului Local al Comunei Pârjol, județul Bacău. Cu drept de apel în termen de 5 zile. Să mâna pe Consiliu. Subsemnatul Lupu Vasile, primar al Comunei Pârjol, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce este puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârjol. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Nu dai în cap. Nu, așa dacă mai vedeți un primar, haideți aici în față să... Felicitări și la multe mandate. Mulțumesc! Da. Mulțumesc mult! Dacă am și voi, ești un primar la care se lucrește o oră, ești o doamnă. Vă așteptăm un cuvânt acum. Da, vreau să vă mulțumesc Consiliul Local, mulțumesc tuturor invitaților, mulțumesc domnului subprefect pentru ceremonia de astăzi și vreau să mulțumesc și Consiliul Local care am trecut cu ei peste tot, greu care a fost, la toate ședințele de Consiliul Local. Mulțumesc mult și aștept, într-adevăr, prima ședință și în următorii 4 ani să avem liniște și câte mai multe împliniri pentru comuna noastră Pârjol. Încă o dată vă mulțumesc mult și dau cuvântul domnul senator Felitiu. Eu o să încerc să fiu scurt, vă mulțumesc foarte mult, domnule primar. Primul lucru care aș vrea să mi răspunde că mă bucur că m-ați invitat. Al doilea lucru este, îmi place șarfa dumneavoastră tricoloră. A fost foarte frumos evenimentul, mă uit la dumneavoastră așa și nu pot să-mi dezlipesc cu ochii. Vă doresc să aveți un mandat cât se poate de bun. Sunteți un primar care în primul mandat din evaluarea noastră ați făcut foarte multe lucruri. Și stau și mă gândesc că dacă veți continua maniera asta în 3-4 mandate, lucrurile aici o să arate spectaculos. Noi asta vă dorim, cred că fiecare locuitor al acestei comune, indiferent de culoarea politică, își dorește să aibă o comună modernă, să aibă servicii, să aibă utilități, să aibă tot ceea ce trebuie, să aibă o localitate pentru ca cetățenii să aibă un nivel de viață care să-i determine să rămână aici, chiar să mai vină și nu să plece. Văd că aveți un consiliu echilibrat. Am văzut că sunt oameni care, la maniera în care i-am văzut, pe unii cunosc, sunt oameni de calitate. Sunt convins că, având în vedere că majoritatea e 8-7, o să fiți vigilent, că aveți majoritate tot timpul și opoziția o să vă determine să nu vă culcați pe ureche vreo clipă. Ceea ce înseamnă că în viitorul mandat veți avea cu ce să vă lăudați că va trebui să aveți activitate. Urez și consiliu succes. Cred că într-o comună cu un primar destoinic și cu un consiliu vigilent, asta e cheia succesului și îmi doresc ca peste 4 ani de zile să vă văd în aceeași ipoteză, să văd din nou altă eșarfă pe umărul dumneavoastră, să văd tot domnul Gitarul prefect și toate vor fi bune și frumoase. Da? Dăm cuvântul și domnului președinte al Partidului Național Liberal și primarul Moinești. Mulțumesc și eu frumos pentru invitație, domnule primar, domnule consilier local. Felicitări pentru funcția care ați câștigat-o din nou pentru al 2-lea mandat. Să vă dea putere și să puteți să realizați ceea ce v-ați propus. Să știți că nu mâine, dar de poimâine începe campania electorală pentru anul 2024-2028. Deci, dumneavoastră, din momentul acesta și Consiliul Local, bineînțeles, susținut de Consiliul Local, trebuie să vă gândiți că ați fost aleși pe aceste funcții pentru a înfăptui lucruri și pentru a dezvolta Comuna Pârjol. Dacă nu veți uita acest lucru, veți avea izbândă și în următorul mandat. Și să nu uitați că 4 ani trec ca 4 zile. O să vă uitați la ceas și nu o să vă vină să credeți. Vă doresc succes și să aveți în sănătate și putere de lucru. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, din invitați. Dacă nu, mulțumim. Domnul președinte, vă rog. Dau cuvântul doamnei Margareta Sfătaru, secretar general al Comunei Pârjol, pentru aducerea cunoștință primarului comunei și consilierul local, care fac parte din Consiliul Local al Comunei Pârjol, prevederile legale referitoare la obligațiile aleșilor locali, cu privire la depunerea declarațiilor de avere, celor de interese, precum și conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali. Având în vedere că dumneavoastră toți consilierii locali, inclusiv domnul primar, au primit extrase din legile 169, 179 și tot ce există incompatibilități, conflicte de interese și tot, consider că doamna o să prezint câteva pasaje, dar să nu mai dea citire la 11 pagini. Poftiți, doamnă. Așa, aducem la cunoștință domnului primar, domnilor și doamnelor consilieri locali următoarele. Reglementările referitoare la obligațiile aleșilor locali cu privire la depunerea declarațiilor de avere și declarațiilor de interese în conformitate cu prevederile din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind codul administrativ. Articolul 229. Deci, declarațiile de interese și de avere se depun în termen de 30 de zile de la data constituirii Consiliului Local. V-am predat câte un exemplar la fiecare consilier local. Vă rog să aveți în vedere ca pe viitor să știți, deci în 30 de zile să vă depuneți declarațiile de avere și de interese. Nu mai dau citire tuturor articolelor care prevăd incompatibilitățile și declarațiile și conflictele de interese. Aștept să veniți la doamna Comorlău-Băinița să depuneți declarațiile respective și dacă o să mai fie vreo, eu știu, vreo incompatibilitate, vă rog să vă anunțați și să știți să vă dați demisia dintr-o funcție sau din cealaltă. Vă mulțumesc. Ar trebui să plăgim de doamna președinte procesul verbal de ședință, dar, de regulă, procesul verbal de ședință se aprobă în ședința următoare, care va fi afișată pe electronic sau chiar pe perete și consider că nu este necesar să plăgim de doamna. Dat fiind faptul că am epuizat ordinea de zi, declară închisă lucrările ședințe privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Comun de Pârjol. Vă mulțumesc pentru participare tuturor invitaților, consilierilor locali și domnului primar. Vă mulțumesc din inimă.